Bine ați venit, vă urăm tuturor! Editura Herald și gazda noastră din această seară, librăria Cărturești Verona, au plăcerea de a vă invita la evenimentul Călătoria Conștiinței, noi perspective asupra morții, un eveniment cultural ce face parte din seria întâlnirilor cu cititorii din cadrul campaniei Te așteptăm în librărie, organizată și în acest an de către editura Herald. Campania noastră Te așteptăm în librărie se află la a 10-a ediție și a pornit de la ideea de a repoziționa librăria, acest spațiu cultural, ca un element activ în viața omului contemporan, încercând să evidențieze rolul pe care îl are librarul ca formator de opinie și ca mediator cultural între editură și cititor. Campania Te așteptăm în librărie a început pe 1 august și va continua până pe 1 noiembrie. Editura Herald, împreună cu librăriile partenere, ne oferă nouă cititorilor șansa de a redescoperi cât de important este să citim și modul în care cărțile ne pot influența evoluția prin intermediul ideilor, conceptelor și teoriilor care ne sunt transmise de mari personalități din istorie, din tradiții, din culturi universale. Cărți deschise pentru minți deschise este invitația noastră pentru a redescoperi lectura ca pe un instrument de învățare, ca pe o sursă inepuizabilă de idei, de inspirație, de înțelepciune, pentru că, nu-i așa, suntem împreună în căutarea celor mai relevante răspunsuri la întrebările fundamentale. Și de aceea am adus pe rafturile librăriilor o colecție de 30 de lucrări inovatoare care ne pot deschide mințile și ne pot oferi noi perspective ale gândirii. Dar în această seară avem un eveniment special, Călătoria Conștiinței, noi perspective asupra morții. Este vorba despre cartea domnului profesor Ionel Mohârță, Introducere în psihotanatologie. Sunteți foarte mulți veniți în această seară, cu toate că subiectul aparent este unul incomod. Nu foarte multă lume se repede să afle lucruri despre moarte. Probabil că sunt din ce în ce mai mulți oameni în zilele noastre care se bazează pe teoria lui Socrate, care spunea: de ce vă temeți atât de tare de moarte? Pentru că sunt două posibilități. Ori va fi ca un somn fără vise în care în sfârșit vom avea ocazia să ne întâlnim, ori dacă nu, și dacă chiar este posibil să ne întâlnim în lumea de dincolo cu cei care au plecat deja, ce încântare și ce ocazie extraordinară va fi să ne întâlnim cu mari bărbați ai istoriei și femei, de ce nu? Și să avem ocazia să purtăm discuții interesante și să petrecem un timp foarte fructuos și cu atât mai mult cu cât acolo nu o să ne mai fie frică cum să murim. Revenind la evenimentul nostru din această seară, vom vorbi despre cartea domnului profesor Ionel Mohârță, Introducere în psihotanatologie, încercând să răspundem la întrebări cum ar fi, de unde venim și încotro ne îndreptăm, cum este privită moartea în marile tradiții spirituale ale omenirii, cum ne pregătim, trebuie să ne pregătim pentru a muri, cum scăpăm de teama de moarte prin înțelegerea acestui proces și cum putem verifica dacă aceste experiențe la granița morții sunt reale. Ultimele cercetări științifice în domeniu și studiile de caz reprezintă mărturii concludente în ceea ce privește paradigma vieții după moarte, dar haideți să-i prezentăm pe invitații noștri din această seară. Doamna profesoară Lavinia Bârlogeanu, absolventa Facultății de Filozofie din cadrul Universității București, doctor în științele educației, profesor universitar doctor la Facultatea de Psihologie a Universității din București. Mulțumim că sunteți alături de noi. Domnul profesor universitar doctor Dumitru Constantin Dulcan, medic, neurolog și psihiatru, cercetător în domeniul conștiinței,
pe care îl cunoaștem și pe care ne dorim să-l cunoaștem foarte tare de când am citit Inteligența Materiei. Domnul profesor universitar dr. Ion Mânzat, fondatorul psihologiei sinergetice, președintele Asociației de Psihologie Transpersonală din România și, bineînțeles, domnul profesor conferențiar universitar dr. Elmo Hârță, autorul cărții, este psihosociolog, fondatorul psihologiei sonoluminice și al terapiei sonoluminice. A făcut studii de psihologie la București, este doctor în psihologie, conferențiar universitar la Universitatea Danubius din Galați, vicepreședinte al Asociației Europene de Psihologie Transpersonală, director al Asociației Române de Psihologie Transpersonală, redactor al Jurnalului de Psihologie Transpersonală și lista poate continua. Primul lucru care ne atrage atenția atunci când deschidem lucrarea domnului profesor Ionel Mohârță este un concept mai puțin întâlnit și anume acela de conștiință și nu conștiință. Aș vrea să-l rog pe domnul profesor Constantin Tulcan dacă ne poate edifica puțin în ceea ce privește diferența dintre termenul conștiință și termenul conștiință, ce este conștiința. Bună seara, toată lumea! E o bucurie să prezint pe prietenul nostru, Ionel Mohârță, pe care îl cunosc de foarte multă vreme. Un om deosebit. Eram foarte tentat să vorbesc, să încep cu exprimarea ideii de moarte, care nu este atât de tragică pe cât o vedem noi toți, dar cu toate astea n-am să... Ok, facem microfonie. Vreau să respect ceea ce mi-am propus, și anume să vorbesc întâi ceva despre autor, pentru că are toate meritele. Aș vrea să amintesc puțin despre șamanism, dar o altă idee decât aceea că erau niște simpli indivizi naivi, analfabeți, care credeau că stau de vorbă cu spiritele. Pe aici mai face microfonul, sper să nu. Și pe urmă despre experiența morții clinice, în care scriu o parte. 1. Îl cunosc pe Ionel ca un om de o mare voință și asiduitate. În CV-ul lui Ionel întâlnesc ceea ce eu am văzut în viața oamenilor care au avut mari realizări în viață, acelor self-made men, adică oamenii care s-au făcut ei pe sine însuși. Are un cult al seriozității, al voinței de a fi și de a se implica în lucruri extrem de interesante. Iată, el urmărește această idee de foarte multă vreme și o face și la modul pragmatic, o face și la modul teoretic. Și scrie deja, este la Encarte, vedeți în biografia dumnealui o serie întreagă de lucruri pe care le-a realizat deja. Unul din talentele în care eu îl apreciez la domnia sa este aceea că știe să creeze termen. Orice ați vrea să îi puneți în lume, dacă nu îi puneți o etichetă memorabilă, se pierde. O operă este întâi interesantă prin titlul pe care îl poartă. După aceea, dacă sintagma folosită este ușor de reținut, oba. Ionel știe să creeze cuvinte foarte originale. Dacă urmăriți, e uneori un limbaj puțin mai ermetic, dar oarecare efort este totuși inteligibil. Îi prevăd un viitor deosebit și mă bucur că psihologia românească are, iată, un astfel de om care prin asiduitatea domniei sale ne dă niște opere pe care cu toții avem nevoie. Vorbește despre șamanism. E bine, noi trebuie să înțelegem un lucru. În era postmodernistă nu există decât ceea ce vedem. Noi, cei care suntem aici, avem niște scaune, stăm pe scaune și nimic dincolo. Aceasta este tributarul de concepții strict materialiste, dar dați-mi voie să vă spun că este un materialism vulgar. Nici măcar nu este un materialism, să spunem, de o esență mai spiritualizată, mai științifică. Admite că nu există decât ceea ce vedem în secolul 21, când universul are atâtea necunoscute pentru noi, mi se pare că e dovadă de cumplită
naivitate. Să nu-i spun ignoranță. Șamanii sunt oameni care învață de mici să vadă în ceea ce ei numesc câmp energetic de lumină. Adică, în lumina primă, în care cu toții venim, că noi știm că suntem acum, grație fizicii de ultima oră, știm că toții suntem condensări ale luminii. E bine, această lumină ne înconjoară ca o aură și poartă în ea atât ceea ce moștenim de la străbunii noștri, părinții noștri, dar și o stele întreagă de engrame ale bolilor pe care, factorilor pe care întâlnim de-a lungul vieții. Ei citesc în această engramă și blochea, acolo unde este un blocaj al energiei prin care scurge această energie după care toți funcționăm, prin masaj și alte tehnici, știu să le înlăture. Vă dau un exemplu. O tumoră. O tumoră canceroasă. Chirurgul operează. Se întâmplă ca după 6 luni, un an sau mai mult, să recidiveze. De ce? Pentru că rădăcina ei, engrama ei, punctul inițial, punctul de pornire, este în câmpul energetic. Adică acest câmp luminos. De ce nu-l vedem? Nu-l vedem pentru că concentrația de fotoni ar trebui să fie de câteva mii pe centimetru pătrat. Ori noi nu emitem decât maxim 10 la 100 de fotoni pe centimetru pătrat. Nu putem să vedem ceea ce cade sub pragul de percepție al ochiului uman. Aceea este medicina holistică. Aceea în care plecând de la rădăcină, dacă vreți, din câmpul cuantic. Noi toți ceea ce suntem, suntem mai întâi în câmpul cuantic. Deocamdată cuantica este dificil de înțeles pentru noi și ca atare plecăm. Știți ce înseamnă știința de astăzi? Noi privim un copac și nu vedem decât rădăcină în sus. De la pământ în sus. Dar, doamnelor și domnilor, copacul trăiește pe rădăcinile din subsol, din ceea ce nu vedem. Deci informația pregenetică, înainte de codul meu genetic, pe care îl caut în celule, există mai întâi în câmpul invizibil. Ei, aceea va fi medicina holistică, asta o fac cea mai. Și ei văd acest câmp care este identic cu câmpul Pământului. De la polul nord până la polul sud sunt aceste meridiane. Și meridiane descrise de chinezi în acupunctură sunt circuitele energetice prin care lumina soarelui ne trimite energia sa. Pentru că noi luăm energie din alimente, dar în același timp luăm și energie necreată. Cei care se duc la biserică aud termenul de energie necreată. Această energie necreată care ne vine de la soare, sub formă de coacervată, este o energie care se sumează în noi. Trec mai departe. Ce este experiența morții clinice? Și frumos spunea doamna să o ne speriem. Nu! Experiența morții clinice este cel mai frumos și înălțător, să spun, discurs despre noi înșine, despre eternitatea ființei noastre, despre faptul că noi venim aici în familie și dincolo vom fi tot în familie. Numai că vom fi în alte raporturi. Nu obligatoriu mamă, tată, fiu, ci împotrivă. Poate să fie fiul tatăl, etc., etc. De ce? Pentru că aici suntem în condiția noastră fizică. Și condiția fizică prin ADN-ul ne impune anumite reguli, în timp ce dincolo suntem doar în imaginea noastră. Să spunem, informațional și energetică, era, să spun, virtuală, care nu are probleme de localizare și de consanguinitate, ci pur și simplu, într-un singur punct, pot să fie mii sau milioane de imagini ale noastre. Deci, moartea clinică, experiența morții clinice demonstrează decât că moartea este o transcendere a conștiinței noastre din planul fizic al corpului nostru în planul spiritual. Există corespunzător universului fizic cu care toți ne uităm pe cer și le vedem pe noi înșine și un univers spiritual. Acesta este sediul, sălașul în care ființele de unde vin și unde plecăm. Deci noi suntem expresia unei entități spirituale, expresia fizică a unei entități spirituale venite aici pentru a învăța anumite lecții. Am citit bine ce spune colegul nostru despre experiența morții clinice, am văzut și criticile. Unii mai sceptici spun că nu, în moartea clinică nu există ca creierul să fie complet absent. Nu, este complet absent pentru că dacă ar fi așa, noi n-am mai putea să facem transplante de cor, de ficat, de inimă, pentru că ar însemna că omorâm oameni vii. Ei nu s-au gândit la consecința asta, fiindcă eu sunt neurolog și gândesc lucrurile altfel decât cei care merg mai superficial, știu lucrurile astea și
avem teste categorice, reflexe de trunchi, care demonstrează că în momentul morții clinice sunt abolite. Aceea înseamnă că există moartea creierului. Dacă înainte vreme moartea era apreciată prin cord, acum apreciem prin creier. Și este foarte important când sunt programe internaționale prin care toți trebuie să respectăm atunci când se selectează cordul sau ficatul sau rinichiul pentru transplant. Pentru că noi putem să omorâm un om ca să salvăm pe altul. N-avem voie să facem astfel de crimă. Doar să avem certitudinea că respectivul om care cedează un organ nu mai are nicio șansă de a fi viu. Și pentru asta sunt criterii internaționale. În consecință, acolo unde cei care spun că creierul nu este complet mort, nu au dreptate. Există o certitudine că noi plecăm de aici la nivelul conștiinței și conștiență. M-ați întrebat. Conștiința este investiția, dacă vreți, și semantică și filozofică a creierului nostru în ceea ce numim rațiune, gândire, inteligență. Impactul dintre conștiință, care este rama al marii conștiinței, cu ce se cheamă minte. Mintea este cea pe care o produce creierul prin chimia lui. Se face o mare confuzie între minte și conștiință. Iar conștiința este o noțiune pur neurofiziologică. Este fondul pe care se manifestă conștiința. Toate impulsurile și stimul care primim din afară se duc printr-o așa zisă formație reticulată la nivelul creierului, în centrul lui, mențin o stare de vigilitate. Pe această stare de vigilitate se manifestă conștiință. Ea e stare de conștiență, dar se manifestă conștiința. În consecință, conștiința înseamnă, are un sens neurofiziologic, conștiința are un sens de ordin rațional și axiologic. Și aș putea să spun în plus. E o carte doctă, o carte frumoasă scrisă, o carte minunat scrisă, o carte științifică, care vorbește foarte frumos despre istoria acestui popor. O citează pe Maria Gimbutas, care spune că noi am fost o societate patriarhală între 6500 și 3500, gândiți-vă că romanii pe insula Tiberului s-au oprit cu 750 de ani înainte de Iisus, în timp ce noi dăinuim aici. Iată, spus de un istoric american, nu român, 6500-3500, un popor, spun ei, pașnic, creator de artă și medicină. Și aduce o serie întreagă de dovezi, Herodot, Strabon, etc., în favoarea noastră. Deci este o carte pe care vă recomand toată inima să o citiți. Mulțumesc! Doamna profesoară Lavinia Burlogeanu, am o întrebare pentru dumneavoastră. Să vorbim puțin despre moarte. De ce fugim de moarte? Putem spune că este un personaj, un fenomen discriminat. Toată lumea o tratează cu multă frică și cu multă respingere. De ce fugim de moarte? În primul rând, vă mulțumesc mult pentru invitație. E o mare bucurie de fiecare dată să fiu prezentă la evenimentele editurii Herald, care pentru mine este foarte, foarte important. Apreciez mult proiectele culturale ale acestei edituri și consecvența ei pe piața de carte românească, ceea ce nu este un fapt chiar atât de obișnuit. De asemenea, îi mulțumesc colegului Ionel Mohurță. Să-mi găsesc un Vorbește. Da, sper că e mai... Îi mulțumesc și lui Ionel pentru invitația la acest eveniment și apreciez ca întotdeauna apetența lui pentru subiecte foarte exotice. Pot să spun că i-ai citit și de data asta. Iar cartea pe care o lansăm astăzi, după părerea mea, este cea mai bună dintre cele pe care le-a scris Ionel. Vorbesc fără la microfon? Nu. No. Nu înțeleg de ce merge uneori și alteori nu. Da?
Da, deci eu nu am rezerve să afirm că asta este cartea cea mai reușită din cele pe care le-a făcut până acum. Se vede un progres evident la nivelul scriturii. E o carte pe care o citești și care simți că poate constitui la un moment dat un mare suport pentru existența fiecăruia dintre noi. Și nu o să continui cu laudele la adresa lui Ionel, o să încerc să răspund la întrebarea care mi s-a adresat, pentru că oricum domnul profesor Dulcan mai înainte a făcut o prezentare foarte generoasă și foarte realistă autorului Ionel Mocru. Am fost întrebată de ce ne este frică de moarte. Eu nu știu să spun exact de ce ne este frică de moarte, dar știu că ne este al naibii de frică de moarte din prima secundă în care intrăm pe lume. Practic, e un paradox care nu încetează să-mi dea de gândit. Momentul intrării noastre în viață ne confruntă în același timp și cu pericolul morții. Și asta dacă avem norocul să venim moare, pentru că dacă nu avem acest noroc și mama și-a pus cumva problema unui avort, copilul care urmează să se nască înregistrează această frică de moarte încă din perioada intrauterină. Și vedem lucrurile astea când lucrăm în constelațiile antitraumă, vedem exact cum se manifestă și ce consecințe pot avea ele pe parcursul întregii vieți. Ce să spun? M-aș referi la o poveste pe care o cunoaștem cu toții. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Toți vrem asta. Este mitul cauționat de societate pentru ca noi să rămânem veșnic tineri, frumoși și să nu murim dacă se poate niciodată. Mai că nu ne gândim la povestea asta din perspectiva unor aspecte care sunt într-adevăr foarte importante. Primul dintre ele. Eu cred că nu ne întrebăm niciodată de ce bebelușul ăsta care a venit pe lume nu mai încetează cu plânsul și se oprește deodată când îi se promite tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte. Psihanaliza actuală ne dă răspunsuri la această întrebare și ne arată că frica de moarte a copilului apare încă înainte de formarea limbajului și de apariția imaginii. Deci intrăm cu ea pe lume. Numai că nu știm ce să facem. Noi suntem și funcționăm încă, după părerea mea, într-o societate inaptă să gestioneze această frică de care nu scăpăm niciodată decât că ea devine tot mai puțin conștientă pe măsură ce noi înaintăm în vârstă. Domnul profesor Dulcan mai înainte vorbea despre capitolele din cartea lui Ionel care se referă la fenomenul șamanismului. Vreau să vă spun că eu sunt topită după șamanism și că în ultimii ani mi-am reorganizat tot cursul de antropologie și predau numai șamanism, lucru care nu este foarte agreat de, exact, de, cum să spun, de colegii din universitate cu pretenții la, cum să zic, niște standarde academice foarte înalte. Deși, dacă ne uităm bine la șamanism, înțelegem și aflăm foarte multe lucruri de acolo. De aceea vreau să spun că mi s-a părut minunat că ai revizitat pentru a scrie această carte niște autori mari ai antropologiei, pe Mircea Eliade și pe Ioan Petru Culianu. Și mi se pare grozav, pentru că noi în România avem acest obicei foarte prost de a ne uita mari autori. Ori Mircea Eliade, dacă citiți cartea Șamanismul și tehnicile arhaice ale extazului, eu nu cred că veți mai rămâne cu îndoieli, așa cum manifestă scepticii de obicei la adresa acestui fenomen. În fine, de ce spun că e nevoie să privim spre șamanism și, în general, spre culturile îndepărtate? Pentru că ele au anumite modalități rituale pentru a face față acestei frici de moarte. Societatea noastră occidentală, care se vrea desacralizată, a pierdut contactul cu aceste fenomene rituale și pe noi ne lasă absolut descoperiți. Noi nu știm ce să facem cu frica unui copil în legătură cu moartea. Copilul e tot timpul curios și întreabă, poate aveți copii acasă. Ei pun întrebări. Ce se întâmplă când moare cu tare? Sau ne dau și răspunsuri? Citeam de curând niște lucruri care iarăși m-au pus pe gânduri. O fetiță de 4 ani întrebată în legătură cu moartea unei persoane apropiate. Ce face X în sicriu, spune? Ce să facă? Plânge.
Păi de ce ar trebui să plângă? Pentru că e mort. Păi de ce trebuie să plângă dacă e mort? Și fetița răspunde, fiindcă este frică de el însuși. Deci răspunsul mi se pare genial, nu am putut să-l uit. Și de ce vă dau acest exemplu? Ca să vedeți cum se dedramatizează frica de moarte, dar de fapt doar la nivel conștient, pentru că inconștient ea naște monștri. O altă fetiță de 6 ani spune, azi noapte a venit moartea la mine, am tot vorbit despre ea, și zice, știi, ea are o cheie potrivită, poate să deschide orice ușă. Și ce a făcut? E întrebată fetița. A tras cuvertura jos de pe mine, dar eu m-am acoperit din nou. Nu știu dacă sesizați diferența între vocea unui copil de 4 și vocea unui copil de 6 ani. La 6 ani, deja copilul personifică moartea. Moartea e un personaj care vine aproape în carne și oase, are o cheie. E umanizată, prin urmare, dacă putem să o umanizăm, nu este nici atât de rea și nici atât de speriat și ce face ea poate nu este etern valabil. Înțelegeți? Mintea copilului deja lucrează în sensul ăsta. Și spun asta ca să vedeți că noi, adulții, parcurgem această logică până la a răspunde la chestionare de tipul nu ne este frică de moarte. Dacă oamenii sunt întrebați, nu ne este frică de moarte. 80% dintre subiecți răspund așa. Dar când ei sunt investigați la nivel fantasmatic prin întrebări de genul ce vă trece prin minte atunci când vă gândiți la moartea dumneavoastră? Sau la nivel subliminal când măsurăm la probele de asociere verbală timpii de reacție față de cuvinte ca moarte sau altele înrudite, vedem că există o aversiune considerabilă față de fenomenul morții. Și de ce asta? Pentru că nu avem nici un fel de pregătire în legătură cu moartea. Vreau să vă dau un exemplu. Până și banalul doliu pe care oamenii îl purtau atunci când pierdeau pe cineva apropiat. Poate ați avut părinți, bunici, știți că era obiceiul ca după pierderea cuiva din familie să se poarte doliu un timp. Nu este, cum să spun, e un factor de protecție a purta acest doliu, pentru că îți dă șansa să reconstruiești în plan interior întreaga relație pe care a avut-o cu cel care a plecat. Nu reprim această durere. Pentru că noi știm cât de dezastruoase sunt în terapie reprimările astea și scindările psihicului pe care le operăm tot timpul pentru a scăpa de frică, pentru a scăpa de durere, pentru a nu simți aceste lucruri. Iată încă un efect al deritualizării societății noastre care, în loc să servească apropierii de acest fenomen, dimpotrivă ne îndepărtează. Eu am apreciat foarte mult în cartea lui Ionel că el vorbește despre anumite terapii pe care le înregistrează în acest registru al psihotanatologiei și eu cred chiar mai mult decât tine, m-aș duce aici chiar mai departe decât ai spus tu. Genul acesta de abordare ar trebui să schimbe cadrele oricărei terapii serioase, adică discursul despre moarte nu poate fi inexistent într-o terapie. Dacă și în terapie este inexistent, îmi pare rău să spun că suntem cu totul descoperiți în fața acestui fenomen. Deci eu cred că în fiecare gen de analiză, în fiecare psihoterapie, discursul despre moarte trebuie să-și găsească locul lui, pentru că dacă suntem niște terapeuți serioși și ne punem problema transformării omului, atunci trebuie să fim conștienți că această transformare înseamnă a muri câte o parte din noi și a face să înrevindie altceva în funcție de un anumit set de valori. Da? Din punctul ăsta de vedere, Ionel face referiri foarte consistente la moartea mistică, la aceste crize de individuare foarte profunde. Și avem deja literatură serioasă la acest subiect pe care nu ezit să vă sfătuiesc să o consultați, deja în limba română disponibilă, mă refer la lucrarea Sfântului Ioan al Crucii și de asemenea e o carte foarte frumoasă a lui Etienne Perot, psihoterapeut iungian, a devenit iungian după ce a fost mai înainte psihanalist. Cartea se numește De la Dumnezeu la Zei și este o carte în care descrie propria lui moarte mistică și cum a fost el ghidat terapeutic în această perioadă de criză. Deci, dacă mă uit la cartea lui Ionel cu acești ochi, aș spune că
ne furnizează un adevărat curriculum pentru o educație în legătură cu moartea, ceea ce lipsește total din spectrul educației, cel puțin la noi în România. Eu în Franța am văzut autori care susțineau la Sorbona cursuri cu titlul Pentru o moarte fără frică. Deci, oamenii aia, chiar în context universitar, au șansa să se apropie de subiect. Să, poate pare ciudat ce vă spun, dar să exploreze la maxim valențele formative ale lui. Pentru că, da, moartea, eu cred că este cel mai serios educator. Este, cum să spun, apariția acestui ghid în apropierea noastră și conștiința noastră asupra lui poate să ne ajute într-adevăr să ne desăvârșim ca oameni și să ne pregătim pentru trecerea noastră într-un alt plan al existenței. Acum, desigur, intrăm pe acel teritoriu care le dă apă la moare scepticilor, clar, dar este teritoriul pe care Ionel își plasează cartea, așa că n-avem cum să îl evităm. Ce pot să vă spun este că Jung, iubirea mea, a lansat deja ipoteza continuării individuării după moarte. Și apropiați de lui, în special Marie-Louise von Franz, care e foarte prolifică autoare, a testat această ipoteză. O să vedeți rezultatele muncii ei într-o carte care se numește Visele și moartea, în care ea explorează, de fapt, visele muribunților, toate dând indicii despre continuitatea vieții după moarte. E iarăși o lucrare la care trebuie să privim cu atenție și pe care Ionel a studiat-o pentru redactarea cărții lui. O să închei cu această idee și cu un lucru pe care îl pune în evidență Marie-Louise von Franz, foarte frumos. Ea spune, analizând visele muribunzilor, că, de fapt, sinele nostru n-are nicio problemă cu faptul că noi murim. El nu se lamentează, n-are niciun fel de reacție de respingere. Privește cu atâta naturalețe fenomenul morții și asta tocmai pentru că, așa spune ea, sinele nu crede în moarte. Frica noastră de moarte este o frică a eului conștient. Sinele însă are un alt proiect, o altă traiectorie și poate dacă am reușit în viețile noastre să construim acea axă stabilă între eu și sine, am ajunge să redimensionăm această problemă și să ne raportăm la ea nu ca la marea sperietoare, ci poate ca la marea noastră șansă de desăvârșire. Vă mulțumesc mult pentru asta. Profesor Ion Mânza, spuneți-ne cum ne ajută cunoașterea și informațiile în legătură cu moartea ca să ne depășim frica de moarte și ca să ne pregătim așa cum ar trebui pentru marea trecere. M-a pus la urmă, fiindcă eu sunt cel mai tânăr și cel mai timid. Mai de. Sper să te fii curajos. Soția mea acasă a zis, bă, să fii atent să vorbești despre Ionel Mocrâțu. Nu alte teme. Tema mea, Ionel Mocrâțu, e greu. Eu am să spun lucrurile pe nume. Deși e mai tinerel așa decât noi, nu foarte tânăr, doctor, conferențiar temporar, Ionel Mohârță este un savant. Un savant. Pentru că atacă domenii neatacate. Toate cărțile lui sunt noutăți, sunt provocări, sunt deschideri de porți. Anul trecut la Praga, după ce el a cuvântat ceva și eu m-am abținut să am comunicări, am avut o completare și am spus că Ionel Mohârță
este un om venit din viitor. N-a venit singur, l-a ținut cineva de mână. Și lumea s-a mirat, un american de acolo m-a felicitat, dar de fapt eu n-am exagerat. Am vrut să spun că el, ca și mine, mergem pe drumuri nebătătorite, absolut noi. Psihologia sonoluminică pe care a inventat-o Ionel Mohârță este o știință pentru viitor. Psihologia transpersonală care se dezvoltă din ce în ce și în România ia vânt tot mai mare este o știință de viitor. Psihologia cognitivă e cam pădric. E cam păducă cu capsulările, cu închiderile, cu interdicția spre spiritual. Ne-am săturat de materialisme. Ne-am săturat de raționalism cartezian. Unele probleme nu pot fi tratate logic. Logica e bună. Pentru avocați, știe doamna intelectual. Foarte bună logica, că și eu sunt logic. Dar peste ea sunt fenomene care scapă logice. Și ce? Astea nu trebuie cercetate? Pe când Ionel Mohârță îl invită pe un uriaș savant al lumii la București, pe Roger Wolger, care face terapie cu întoarcere în vieți anterioare, el nu calcă cu un picior în viitor. Și am zis că cineva l-a luat de mână pe Ionel. E cineva aici care a inventat psihologia sinergetică, care și asta e de viitor și care a fost inventată mai de mult și a fost adoptată de mulți. Așa că într-adevăr, Ionel Mohârță este un om venit din viitor. Nu e nicio exagerare. Ce mă privește să răspund la cea mai complicată întrebare pe care mi-a pus-o doamna de lângă mine? Și eu m-a văzut așa inteligent și a zis ăsta. Ăsta știe, ăsta poate, cine știe? Acum să vedem. Nu există moarte. Nu există naștere. Nu există început. Nu există sfârșit. Nu există geneză. Nu există apocalipsă. O să spuneți că toate astea sunt erezii. Da, sunt erezii și eu mă declar și mă recunosc eretic. Nu eretici au împins înainte progresul omenirii? Cine plege ăștia cu minți, era cât pagii să dau un exemplu. Michiduță, pândește. Cum început și sfârșit? Dumnezeu este infinit? Păi materialiștii, cu mintea lor obtusă, înțeleg materialismul numai în plan spațial. Adică nesfârșit. Dezmărginit. Dar în plan temporal, cum este nesfârșit? Infinit. Păi e fără început, că dacă are început, nu e infinit. E fără sfârșit. Dacă are sfârșit, nu mai e infinit. E greu. Trebuie să ieși din materialism. Să forțezi o gândire metafizică ca să poți să-ți închipui între ghilimele că ceva e fără început și fără sfârșit. Îi întreb pe studenții mei. Mă, vă știți când a apărut omul? Ca cu 15.000, ca cu 30.000, ca cu 100.000. Bă, omul a apărut din totdeauna. Știi când va dispărea omul?
păi, că vine Putin, că vine Trump, că vine atomica, că vine nucleara, că vine... Na, omul nu va dispărea nici odată. Astea sunt convingerile mele eretice. Acum, ca să nu credeți dumneavoastră că Ionel Mohârță, prietenul meu și cu distinșii mei parteneri de aici, am fost chemat doar așa, fiindcă sunt vedete. Am contribuții. Uitați o carte aici. De departe, Negulescule, tu și femeile tale. Vă vezi ce scrie aici? Ce? Ce scrie? E departe. Nu scrie departe. Scrie prin tunelul spiritual, roman transpersonal. Scris la editura Noesis, nu știu dacă mai există editura, în 2012, cred că 2012. Tunelul spiritual. Acum dacă îmi dați voie și îmi dă voie, doamna, că am întrebat-o cât timp avem noi aici ca să ne dezbatem, a zis că 2 ore. Bine, eu... Sunt 2 ore în fața eternității. Așa e, vezi că ai învățat ceva. S-a luat, te mai pune mâna. Microfonul vă arăta. Deci vreau să vă citesc ceva din cartea asta minunată. Numai puțin. Cu tunel. Vreau să vă spun că eu în viața mea am avut întâmplări fericite și nefericite. Nefericite au fost 2 accidente în pragul morții. Prin 1985, în comunism, de pe scara unui trolebuz, am fost azvârlit spectaculos peste 21 de automobile, cap, șut, fund, genunchi, cap. Microfon. Și am aterizat într-o baltă. Am stat în comă stradală, un sfert de oră, m-au trezit 2 babe, care m-au scuipat și m-au pălmuit, au crezut că am dat corțul. De unde? A doua, mai de curând, așa, n-aș vrea să evoc. Pe la Urăștie, unde sunt toate nenorocirile și se surpă toate șosetele, ne-a zvârlit un automobil din Hyundai-ul nostru, vreo 10 metri în sus și ne-am învârtit ca în filmele de groază de 4 ori. Și am căzut în pot. Eu am fost mai mult lovit, plin de sânge, 5 coaste rupte, hematome, un deget lipsă. Doamna mea, spre fericirea și bucuria mea, n-a avut aproape nimic decât un șoc teribil. Și acum, dacă îmi pun ochelarii ceilalți ca să vă arăt cât de forțos sunt, și mă iertați că nu m-am ridicat în picioare ca ceilalți, eu știu că oratoria e o artă care se face în picioare. Dar mie îmi permiteți să stau jos, fiindcă sunt eretic și nu respect regulile. Prin tunelul spiritual. Am fost prin tunelul spiritual. Și ca să nu trădezi experiența, o citesc de aici. Spre seara am venit acasă, rupt, spart, murdar. Lumea credea că sunt un bețiv ordinar, adunat de pe șanțuri. Spre seara mi-am forțat amintirile și am reușit. Mi-am amintit căderea și lăsarea întunericului, apoi mai întâi vag și cețoș. Și apoi tot mai clar mi-am amintit că am intrat într-un tunel. Tunelul spiritual în poziție orizontală, ca la not, cu mâinile întinse înainte, un vânt mă sugea din ce în ce mai repede spre capătul tunelului, unde se vedea un disc de lumină roz, violacee, culoarea liliacului. Se auzea o muzică plină de farmec, parcă era un cor al îngerilor. Tunelul era calea de trecere dincolo, o trecere din întuneric spre lumină. Zburam,
și parcă nu mai aveam greutate. Trupul meu nu mai era făcut din carne, parcă era un mănunchi de raze. Mi-am amintit atunci toate chipurile în care am murit undeva cândva. În inimă cânta duios o trâmbiță care îmi învia morții. Îmi vedeam surâzând pe bunicii mei, pe părinții mei. Se bucurau de sosirea mea. Inima mea bătea voioasă. În tunel era o singură inimă pentru toți. Mișcarea mea prin tub era constantă și fără grabă. Eram cuprins de extaz și bucurie. Tubul părea să se lărgească. Un altul se alătură din lateral. O altă undă se contopește cu une, cu mine, și devenim una. Mai multe unde și valuri de lumină zburăm spre lumină. Tunelul era umed și șerpuit. Voiam să scap grabnic de el și să intru în lumină și muzică. Chiar la ieșirea din tunel, cine credeți că mă aștepta? Plutind ca un înger înaripat și alb, rezemându-se de un nor roz, mă aștepta luna cu ochii mari verzi. Luna era numele unei fete pe care am iubit-o pe când eram elev la liceu. Cam precoce. Doamne, ce dulce îmi zâmbea. Acum știți ce vreau? Să mă las iubit-o. Încă 5 minute mă lăs? Mă las. Știți ce vă rog frumos? Ceea ce eu îmi prefac. Să facem împreună un exercițiu spiritual prin care să învingem frica de moarte. Mai mare decât frica de moarte este frica de... viață. Bravo! Frica de viață, domne, care durează 80 de ani. Frica de moarte, zice Ionel, că e un proces, a zis, e 40 de zile, nu e anelul? 40. Dar, de fapt, moartea propriu-zisă, un minut, două, până în trei. Puțin, dar frica de viață. E ca să nu mai aveți frică de viață. Să nu mai aveți frică de moarte. Să nu mai aveți silă și groază de necunoscut. Să aveți voioșie permanentă. Eu vă învăț acum un exercițiu spiritual. Dar vă rog frumos, nu mișcă nimeni, nu bea nimeni nimic la bar. Liniște totală, nu circulați. Stați pe loc, vă rog. Nu circulați, nu mișcați. Puteți? Vă rog să închideți ochii și să vă imaginați un deal verde, plin de margarete, ca niște bulgărași de lumină, cu ochii închiși toți, femei și bărbați și copii. Toată lumea închide ochii și vede cu ochiul minții dealul verde plin de margarete. Și acum, cu această imagine în minte și cu ochii închiși, vă rog frumos să inspirați lumină și să expirați iubire. Să inspirați lumină, să expirați iubire. Să inspirați lumină, să expirați iubire. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc ca de acum încolo, vă rog, în fiecare zi să faceți acest exercițiu de două ori. Durează câte două, trei minute? Și veți învinge frica de viață, frica de moarte, angoasele și depresia care e foarte la modă acum. Eu n-am fost niciodată depresiv, eu nu știu ce e. Aproape că nu-mi vine să cred că există. Există, există. Da, da, zic, doamnele sară repede. Precis, există. În ce mă privește, nu mi-e frică de moarte.
să vreau să fie cât mai târziu. Mamă, vine Ionel, prietenul meu, Ionel Mohărță, la mine și îi spun: Ionele, aș vrea ca șeful să mai intervească 10 ani. Și el zice: domn profesor, de vreo 7 ani tot 10 spuneți. Este? Așa este. Cam așa a fost conversația. Cartea lui Ionel Mohârță deschide o poartă. Eu aici, în cartea mea, mă ocup, de fapt, despre reîncarnare. Știți dumneavoastră de ce există reîncarnare? Ca să ne reunim cu Spiritul Divin din care ne-am desprins. De aceea există. Deci noi nu murim și nu ne naștem. Noi doar trecem. Trecerea noastră prin acel timp nesfârșit. Timpul nostru este nesfârșit. Omul este infinit. Fiți liniștiți din acest punct de vedere. Dar trebuie să faceți un efort, să gândiți metafizic. Să gândiți metafizic. Academicianul Drăgănescu, cu asta închei, înainte de a trece în eternitate. Fie nu-mi place asta aici, că a trecut în neființă. În neființă a trecut porcul lui Dragnea. Cum în neființă, mă? Ce câine? Ce gândac? Un om de mare valoare nu trece în neființă. Trece în? Mi-a suflat domniță. În eternitate. Dacă vrem să fim într-adevăr și realmente nemuritori, trebuie să fim creatori ca șeful care ne-a creat. Să fim și noi creatori. Cu ceva care să rămână după noi. Cărți, idei, clădiri, jocuri. Societăți noi, idei înnoitoare de tot felul. Atunci înseamnă că n-am murit. A murit Platon cumva? 2500 de ani și vorbim despre el acum mai mult decât în cursul vieții sale. N-a murit Platon, cum nu va muri niciodată Eminescu, nu va muri niciodată Brâncuș, Eugen Ionescu sau Emil Cioran. Dar poate nici Ionel Mohârță nu va muri. Aveți o datorie toți să cumpărați cartea, nu vă zgârciți. Vă rog frumos, vă iubesc și vă doresc pace și iubire. Mulțumim foarte mult domnului profesor Ion Mânzat și mulțumim că ne-a împărtășit experiența domniei sale cu foarte mare fidelitate. Domnul profesor Ionel Mohârță menționează în cartea domniei sale... Pagina 82. Cât de important este ca aceste experiențe să fie consemnate și să fie, ca să fie păstrate cât mai fidel, așa cum au fost ele, pentru că desigur au tendința să se evapore și să fie foarte volatile. Aș vrea să-i dăm și domnului profesor Mohârță cuvântul să ne prezinte cartea sa și după aceea o să-l asaltăm cu un tir de întrebări și din public și din partea noastră, dacă mai avem. Deci vă rugăm, domnule profesor. Bună seara! Bună seara, se aude? Bună seara tuturor! În primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru că v-ați rupt din timpul dumneavoastră prețios și ați dorit să veniți aici.
Aș începe, pentru început, aș începe cu un, cu o poveste. Aș dori să vă spun ce a stat la baza acestei scrieri, acestei cărți. Impulsul către scrierea acestei cărți mi s-a dat de un eveniment nefericit din viața mea, în 1999, moartea neașteptată a fratelui meu. La cimitirul Ghencea Militar din București, un fotograf a făcut anumite fotografii. Și în aceste fotografii am putut urmări anumite globuri de lumină care erau în jurul fratelui meu. Pe măsură ce coșugul mergea către mormânt, aceste sfere de lumină se uneau între ele și dacă la început erau cam vreo patru, acestea sunt pozele, până la urmă au devenit una. Acest lucru m-a făcut să... a trezit în mine un instinct de explorator, de cercetător. Mi-am pus atunci întrebarea dacă nu cumva aceste sfere de lumină ar putea reprezenta sufletul uman după moarte. Așa că am căutat în sertarele științei și ale spiritualității, a lucrărilor în acest domeniu din toată lumea. Am început, am luat-o de la specialiștii americani, specialiștii ruși, am ajuns la specialiștii australieni și la un moment dat mi-am făcut o părere despre acest fenomen care s-a concretizat în prima carte, Vibrația Eternă a Sufletului, scrisă în 2003 și mai apoi în 2005, Călătoria Sufletului, o incursiune în realitatea profundă. Am fost foarte curios să văd dacă aceste sfere de lumină sunt capabile de gândire. Și am început să studiez lumina, fenomenul luminii. Studiind fenomenul luminii, care și el s-a concretizat într-o teză de doctorat la Universitatea București, am vrut să văd influența luminii și a sunetului asupra personalității umane. Și după această cercetare mi-am dat seama că de fapt lumina reprezintă un sistem informațional certificat la acceleratorul de particule de la CERN Geneva de inginerul Alain Aspect, francez Alain Aspect, și reconfirmat de un alt savant, Nicolae Gizin. Cu alte cuvinte, acest experiment care a avut loc, s-au trimis doi fotoni la distanță de 15 km unul față de altul și atunci când unul s-a învârtit spre stânga, instantaneu celălalt s-a învârtit spre dreapta. Specialiștii au tras concluzia, bineînțeles, că fotonul deține un sistem informațional. Așa că acest fenomen a fost propus pentru premiul Nobel. Văzând acest lucru, am mers la specialiștii ruși și am constatat mai apoi că, de fapt, în interiorul nostru avem un sistem de lumină și la specialiștii chinești, care este responsabil de gândirea noastră, de memoria noastră, de conștiința noastră. La ora actuală, conștiința este definită ca lumină coerentă de cei mai mari specialiști. Stuart Hameroff, profesor la Universitatea din Arizona, anestezist, și Sir Roger Penrose de la Universitatea Cambridge au emis o teorie prin care arată că această lumină din microtubul celulei reprezintă, de fapt, lumină coerentă și în momentul morții, spune Hameroff, iese din corp afară și în loc să se disperseze în spațiu, printr-un proces de coeziune cuantică, se unește, având aceeași frecvență, și devine o sferă. Fenomenul e cunoscut mai demult. Încă de la 1907, doctorul Hippolyte Baraduc,
de la Universitatea Sorbona și a fotografiat soția timp de 20 de minute din momentul morții și a observat, aceasta este poza, și a observat aceste formațiuni de lumină care ies din corpul soției sale. Un alt caz este cazul Carinei Fischer, care a fost fotografiată în sala de operație, în Germania, de doctorul Müller. Și s-a observat aceeași ieșire de lumină afară. Aici suntem, în această poză, sunt eu cu domnul profesor Mânzat la conferința Eurotaz de la Paris în 2006. Am observat în poză o formațiune sferică între noi și atunci mi-am pus întrebarea dacă nu cumva aceste sfere de lumină sunt și în evenimente normale, adică nu numai în momentul morții. Aici sunt eu în picioare, vedeți sfera deasupra capului, cu domnul profesor Mânzat și domnul profesor Stanislav Grof, părintele psihologiei transpersonale. Mai apoi ce am aflat, tot căutând scormonit în sertare. Am găsit că în Rusia, în masivul Katun din Siberia, cercetătorii ruși au fotografiat două găuri în atmosfera terestră și au văzut că aceste sfere de lumină trec prin aceste găuri. Aceste găuri s-a constatat mai apoi că sunt la fel ca și găurile negre și aveau un diametru de 1,5 km. Aceste găuri au fost observate după un elicopter militar. Un mare specialist a trecut în carte și cercetările unui mare specialist rus, profesorul universitar dr. Constantin Korotkov, de la Universitatea și Bucate de Fizică și de Optică de la Universitatea San Petersburg, care a fotografiat această ieșire din corp a sufletului. Există un film cu această ieșire, dânsul a fotografiat cu GDV camera, a pus electrozii pe mâna muribundului, celui care a fost declarat decedat, în prima zi, în a doua zi și în a treia zi. Și a observat că, de fapt, sufletul iese pe, în decurs de 40 de zile. Dacă cumva cel care este, care a fost decedat, să-l bagă la crematoriu, adică ca să-l ardă, sufletul iese imediat, spre deosebire de cei care sunt înmormântați în pământ. Aflând lucrurile astea, am cercetat mai departe și am găsit că există și anumite terapii psihoterapeutice. Și cu ocazia asta am invitat de la Universitatea Oxford pe renumitul Roger Ungler, profesor acolo, la această universitate, și care a creat o terapie numită procesul memoriei adânci sau Deep Memory Process, prin care noi aici în București am făcut 4 module și prin care am învățat să accesăm viețile anterioare și să rezolvăm traumele din viețile anterioare. Toate aceste protocoale le veți regăsi în carte. Este pentru prima oară când este scris așa ceva, aceste protocoale nu au fost decât date la cursanții care la modul. Pe de altă parte, veți regăsi în carte și un exercițiu pe care eu l-am făcut cu un anumit client pentru rezolvarea traumei din celelalte vieți. Nu pot să uit prima mea experiență de extracorporalitate pe care am realizat-o la Universitatea de Vest din Timișoara, când prietenul nostru Juan Ruiz Naupare, psihoterapeut peruan și șaman din tată în fiu, a reușit, eram vreo 80 în sală, a reușit să ne facă să vedem celelalte dimensiuni. Cum a reușit? Prin intermediul muzicii și prin intermediul anumite tehnici, numită respirație pneumă sau respirația spiritului. Am fost în acel moment total blocat. Pentru un om normal, ca să treci prin
această experiență pentru prima dată este foarte spectaculos, ca să spun așa. Am aflat atunci că acest lucru este posibil. M-am dus, m-am așezat, am ieșit din sala afară și am stat, cred că 2 ore am stat ca să revin. Deci nu vrea să cred. Eu scrisesem o carte despre asta, dar nu făcusem practic. Și atunci mi-am dat seama că e adevărat. Mai târziu am luat contact cu cei de la Academia Internațională a Conștiinței din Portugalia. Valdo Vieira este un om, un medic, un stomatolog brazilian, care a inventat acest termen de proiectologie. A scris un tratat de 1200 de pagini prin care arată 34 de tehnici de ieșire din corp afară. L-am cumpărat, am făcut și eu și noi, o mulțime de prieteni care sunt în sală aici, am făcut aceste exerciții și am constatat că este adevărat. Am simțit o mare ușurare atunci când am realizat experiența cu Juan de extracorporalizare, pentru că mi-am dat seama că acolo era cald, iar jos în trup era rece. Acest fenomen mai târziu l-am numit în teza de doctorat superpoziție mentală. Adică un om poate fi capabil de a fi în 2 locuri deodată. Deci ființa umană este capabilă de așa ceva. Și bineînțeles, frica de moarte începea din ce în ce să se diminueze. Am văzut mai apoi, tot căutând, dacă este posibilă comunicarea cu cei de dincolo. Și am văzut că și asta a fost realizată. Prima convorbire a fost în 1952, este ceea ce a prezentat la Roma acum câteva zile, la Conferința Europeană de Psihologie Transpersonală, de părintele Ernetti și Gemelli, de la Universitatea Catolică din Milano. Mai apoi de Jürgensen, Friedrich Jürgensen, un suedez. Mai apoi de un elev al lui Jung, care de fapt, numit Constantin Raudive, care a inventat și termenul de transcomunicări instrumentale. De ce? Pentru că se realizează prin aparate. Așa că, de fapt, misiunea mea a reușit. Mi-a luat 18 ani din viață să caut permanent să scormonesc, ca să văd dacă acest lucru este adevărat. Și în acest moment sunt foarte mulțumit că, cel puțin pentru mine, am reușit să-mi dau seama ce se petrece în momentul morții. Vedeți, pentru un psiholog este mare nevoie de așa ceva, pentru că poate să vină clientul la psiholog și să întrebe: domnule, ce se întâmplă cu mine în momentul morții? Așa că avem acum ce să le răspundem oamenilor care suferă, care le-a murit cineva, oamenilor care sunt în stadii terminale în spitale. Deci, cartea are multe aplicații în viața de zi cu zi și, de asemenea, poate fi folosită de studenți în medicină, studenți în psihologie, psihologi, filozofi și de toată lumea, în fond, pentru că eu consider că această carte am scris-o pe limbajul tuturor. Nu este o carte ultra-științifică, de exemplu, ca teza de doctorat psihologia sonormii. În încheiere, aș dori să vă spun că, în ceea ce mă privește, nu mă voi opri din căutări. Subliniez, nu mă voi opri din căutări. Și vă promit și cu alte ocazii că veți beneficia de cercetările mele pe care le-am întreprins. Încă o dată vă mulțumesc pentru că ați fost aici
și vă doresc viață lungă. Și multe întrebări. Dacă aveți întrebări, vă invităm să le formulați. Până vă gândiți, am eu o întrebare, dacă îmi permiteți. Am citit cu foarte mare interes despre inducerea comunicării cu cei de dincolo, procesul memoriei adânci. Am fost impresionată de tehnica pe care ați expus-o acolo. Doar că mi s-a părut extrem de empiric totul, foarte greu de fixat pentru un spirit un pic sceptic. Eu sunt foarte deschisă față de genul acesta de experiențe și subiectul mi se pare fascinant, dar am și o minte un pic sceptică și am fost curioasă cum se poate fixa totuși, cum se poate, adică e o experiență foarte subiectivă și poate că într-o zi am o experiență, în altă zi este total diferită, poate să o contrazică pe cea de ziua precedentă. Ce anume dă obiectivitatea acestor cercetări? Care este filonul de care ne sprijinim? Cum ajungem să credem cu adevărat în ele dacă suntem mai sceptici, de exemplu? Deci, în prima carte am scris de cercetările medicului de terapie intensivă San Parnia, de la Spitalul San Canton. Ce a făcut acest medic? A desenat la rugămintea lui Peter Fenwick, care era neuropsihiatru și cu Institutului de Neuropsihiatrie din Londra, a desenat pe tavanul salonului din spital anumite imagini, dar pe partea cealaltă a tavanului, anumite imagini și caractere. Și cei care au fost resuscitați și au revenit la viață din moarte clinică, trebuiau să spună ce era dincolo de tavan. Numai în felul ăsta, el fiind în pat, numai în felul ăsta putea ca experimentul să fie perfect științific. Surpriza a fost că o mulțime din cei care au fost în pat au descris exact ceea ce era scris pe partea cealaltă a tavanului, care nu putea să vadă decât dacă se extracorporalizau. Chiar și fără să fi fost întrebați, chiar și fără să fi fost rugați să descrie. Da, mă rog, acum experimentul a constat fiecare a fost interogat cu scala lui Bruce Grayson. Bruce Grayson este un psihiatru american care are un chestionar de 72 de întrebări la care cei care au trecut prin moarte clinică trebuie să răspundă pentru a putea vedea dacă experiența din proximitatea morții, cum se numește ea, sau near-death experience, este mai profundă sau mai puțin profundă. Ea se încadrează în și acest chestionar este în carte, l-am introdus în carte, pentru eventuale cercetări ulterioare ale medicilor din spitale, dacă doresc. Este o părere obiectivă și a fost o cercetare chiar științifică. Ei au observat, mai apoi au venit Pim van Lommel, care este cardiolog de la Spitalul Orange Janssen din Olanda și a efectuat un studiu de 314 pacienți care au fost în moarte clinică. S-a dus bateria. Da, s-a dus bateria. Și dânsul a găsit la fel Pim van Lommel, la aceleași rezultate. Bineînțeles că sceptici au venit și au spus, stați un pic, că este o afecțiune a lobului temporal, stați puțin, că e lipsa oxigenului, stați puțin, că este sunt halucinații. Toate aceste lucruri au fost demontate de către San Parnia, de Pim van Lommel și de Peter Fleming. Există o întreagă literatură
în această direcție și cei trei sunt convinși că au acționat științific și fenomenul există. Cum de altfel reprezintă și fenomenul de transcomunicație instrumentală. Deci cel mai mare studiu din lume a avut loc în 2012, acum 6 ani, de dr. Anabela Cordoso din Portugalia, care a adunat vreo 15 savanți din lume, ingineri electroniști, psihologi, medici și așa mai departe, și la Universitatea Viva din Spania a început acest experiment în camera fonică a universității. Complet. Și ea a demonstrat prin asta că acest fenomen este perfect, el se petrece, dar încă fizica actuală nu poate să le explice. Deci cine este interesat, rețineți acest nume, Anabela Cordoso, și duceți-vă pe net că veți găsi materiale despre ea. Da. Aveți întrebări din public? Aveți? O să rugăm pe domnul profesor să ne spună în final ce și-a propus, ce vă propuneți pentru viitor, cum veți continua, cum anume veți continua cercetarea. În primul rând aș dori să elaborez un tratat de psihotanatologie. Cred că este necesar, mai ales pentru specialiști, să pun toate aceste informații pe care eu le-am găsit în diferite lucrări. Inclusiv această carte are aproximativ 200 de lucrări științifice la bibliografie. Deci cine dorește mai mult decât a fost în această seară sau cât există în această carte, poate consulta lucrarea pe care o consideră necesară. Da, și să scriu un capitol separat, probabil la adăugită și revizuită, în ediția a doua, despre transcomunicările instrumentale. Consider că este incredibil acest fenomen. De exemplu, în Italia, Marcello Bacci, un alt specialist, îi aduce pe oameni cărora le-a murit cineva și îi pune în contact în fața radiului cu persoana respectivă. Iar oamenii devin din ce în ce mai fericiți, sunt extraordinar de fericiți că acest lucru se întâmplă. Este o terapie extraordinară aceasta. Și își depășesc durerea, suferința da. Despărțirii. Exact. Mulțumim foarte mult. Da. E o întrebare foarte simplă. Veniți aici, lângă noi. Ați găsit o explicație cu privire la fenomenul pe care l-ați observat la înmormântarea fratelui voastră. Am reținut că inițial au fost multiple sfere. Sau patru parcă, da. Așa, și pe măsură ce se apropia obiectivul funerar de mormânt, acele patru sfere s-au unit și a rezultat una singură. Ce a generat acele patru sfere, ce le-a determinat să se unifice într-una singură? Asta e o întrebare și un alt aspect. Asta s-a întâmplat în legătură cu persoana decedată, da? Cu cele patru sfere. Când ați filmat sau ați fotografiat persoane în viață, ați observat mai mult de o sferă? Are vreo legătură faptul că ești în viață și că ți controlezi trupul și așa mai departe? Nu știu dacă mă explic. Da, am realizat ce ați întrebat dumneavoastră. Fenomenul se numește ORBS. Dacă doriți să-l studiați, se numește ORBS.
Eu, în acel moment când am primit pozele acasă, m-am dus la fizicianul Florin Gheorghiță, de la Iași, care timp de 30 de ani a studiat acest fenomen. El a primit poze din toată lumea. Și el mi-a zis că, el m-a informat că aceste sfere, într-adevăr, reprezintă sufletele umane. Și eu l-am întrebat, păi cum, păi, da? Și el mi-a zis, dar nu observi că sunt ascendente? Deci ele nu se pot confunda cu picătura de ploaie care este din cauza gravitației descendentă, ci nici cu compresiunile atmosferice. Și atunci am constatat și am luat-o normal, ca un proces, o explicație normală. Mai apoi v-am spus că în filmul, în documentarul BBC, Ziua în care am murit, Day When I Have Died, Stuart Hameroff, profesor de anesteziologie de la Universitatea din Arizona, a spus că această conștiință care este formată din lumină coerentă, din microtubul, iese la moartea omului afară și nu se dispersează în spațiu, ci printr-un proces de coeziune cuantică se unește și devine o sferă. Acestea fiind spuse, normal că fenomenul poate fi explicat și așa. Este o primă explicație a acestui fenomen. Eu n-am mai auzit, eu le-am pus cap la cap aceste informații și la rezultatul ăsta am ajuns. E... Da, deci există... Există segmente din trupul vegetabilului care generează... Da. E un număr, ce spune, verificat acest patru sau pot fi mai mult de patru? Păi, da, poate să fie mai mult de patru. La patru am fost atunci, în momentul acela. Deci, întrebarea era, ați văzut explicație? Da, explicația este dată de Korotkov, de profesorul Korotkov, care a filmat în momentul, din momentul morții, când s-a declarat decesul unei persoane, timp de 3 zile, această ieșire a acestor sfere din corp, afară. Aceasta este demonstrația științifică, dacă dorim să-i spunem așa. Da. Plăcere. Domnul profesor Mânzan vrea să mai adauge câteva... O mică precizare. Să știți că în fenomenele astea nu funcționează explicația logică și cartezius. Nu e nevoie să fie explicate, ele există. Ele există. Întrebarea cea mai inteligentă a lui H.G. Wells, știi care a fost? Se spune, nu se poate, nu se verifică, nu înțeleg, nu se explică. Drum înfundat, că trebuie să repete. Nu se repete, eu m-am născut de două ori, de ce să mă repet? Știi, materialiștii. Și vine H.G. Wells cu cea mai inteligentă întrebare din câte există. Ce-ar fi dacă, când ai pus întrebarea asta, nu mai e drum înfundat, e total deschis, poarta larg deschisă? Trebuie să facem un fel de metanoia, așa, de schimbare spirituală, să ne învățăm să acceptăm și inexplicabilul, și imposibilul. Marele Stanislav Grof, poate cel mai mare psiholog al lumii la ora actuală, care ne lăudăm, e prietenul nostru, ne-am fotografiat cu el, ne-am pupat din punct de vedere, a scris o carte. Că posibilul devine imposibil. Să căutăm, să cercetăm și imposibilul, și inexplicabilul. Vă mulțumesc! Multe aș avea de spus. Timpul trece. De fapt, moartea asta și este, asta este. Trecerea prin timpul infinit. Ce anume? Niculescu. Da, vă rog. Opa, opa, opa.
seara. Am o întrebare pentru doamna profesoară Lavinia Burlogeanu. Din perspectivă junghiană, pentru că tot s-a discutat despre posibilitatea de a contacta persoanele decedate, atunci când visăm o persoană decedată, deci din perspectivă, interpretăm ca fiind o figură a animei, a umbrei sau altceva? Și dacă altceva, ce anume? Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare. Îți mulțumesc, Elis, pentru întrebare. O să-ți răspund chiar cu, știu și eu, cuvintele lui Jung și ale lui Marie-Louise von Franz. Pentru că tu ești oarecum familiarizată cu sistemul junghian, altfel n-ai fi pus această întrebare. Și tu știi că, în general, analiștii junghieni preferă, atunci când analizează un vis, să trateze intersubiectiv elementele care apar în vis, adică personajele pe care le visăm, nu ne ducem direct la ele, în exteriorul nostru, ci încercăm să vedem ce relevanță au ele în dinamica noastră psihică, ce reprezintă ele în interiorul nostru și așa mai departe. Cu o excepție, spune Jung. Când cineva moare și apare în visele noastre, acel vis trebuie să-l luăm obiectiv. Și toate datele pe care le prezintă el și experiența lui de cabinet și experiența de cabinet a apropiaților lui, a colaboratorilor lui apropiați, vin să justifice această idee și acest punct de vedere al lor. Și apropo că tot vorbim de fenomenul mediumității, Ionel a vorbit aici, teza de doctorat a lui Jung este pe acest subiect. Avem un... Și el avea un background cultural foarte serios ca să își îngăduie să facă această remarcă. Iar Jung nu era cineva care să nu măsoare foarte mult lucrurile pe care le spune, pentru că el a ținut foarte mult la statutul lui academic, deși tocmai îndrăzneala lui de a aborda fenomene de tipul celor care astăzi stau în atenția noastră l-au marginalizat în spațiul academic, din păcate. Probabil că lucrurile se vor schimba, pentru că totuși interesul publicului față de aceste subiecte devine tot mai mare, probabil că teama de moarte devine tot mai halucinantă. Eu mă gândeam că vorbeam aici de cultura raționalistă, de spiritul îndoielii pe care l-a sădit Descartes și cu care a fondat o cultură de secole, da? Eu mi-am spus că dacă nu aveam noi omenirea parte de această perioadă îndelungată, să sacralizăm rațiunea, probabil că psihanaliza nici n-ar fi apărut pe lume, că n-avea nicio șansă și niciun motiv să apară. Dar avem o pisică aici. Un personaj în prezidiu care sigur vrea să se exprime în legătură cu ceva. Da? Nu știu dacă am răspuns întrebării tale, dar eu, revenind la Jung și la răspunsul pe care ți l-am dat, acum să știi că m-am gândit foarte mult la lucrul ăsta și la tonul categoric la care a recurs el pentru a ne sfătui atunci când apar vise cu persoane decedate, să le luăm foarte în serios și să le analizăm pe plan obiectiv. Mulțumesc! Când ai voie să mai spui ceva? Cine? Dai voie, Ionel? Da, sigur. O singură idee, vreau. Noi românii, avem o concepție despre moarte unică în lume. Ăștia prin Occident și chiar în răsărit, Ivan Turbincă, văd moartea ca pe o hârcă, un schelet, nu? O hârcă cu coasa în mână. Sperietoare pentru copii proști. La români nu e așa. Nu e așa. De la Zalmoxis, moartea e o bucurie. Daci râdeau când vreau și erau fericiți că se mute la Zalmoxis. Iar când treceau dincolo, treceau într-un rai unic în lume. Nimeni n-a avut rai ca ăsta. Toți, indiferent de vârstă, se transformau în copii de 2 ani.
raiul lui Zal Moxis, cu copii de 2 ani care râd, se bucură, un rai al voioșiei, care nu există la nicio cultură și la nicio tradiție din lume. A perpetuat, ăsta e un arhetip, bucuria în fața morții. S-a perpetuat și chiar s-a materializat la cimitirul vesel de la Săpânța. Dumneavoastră știți, dar străinii sunt foarte mirați și interesați de fenomen. La Săpânța, pe o cruce scrie, în acest mormânt este un popă, popa e în sicriu și în popă e rachiu. Vedeți cum râdeți? Să râzi în cimitir, de obicei toată lumea scoate batistele și plânge. Noi, numai la noi există Mary Cemetery from Săpânța. Dar Miorița ce ne spune? Păi Miorița, balada noastră crucială, ne spune că moartea e o mireasă. Și mireasa, în general, e o fată tânără și frumoasă, cu flori în mână. Nu e hârca, nu e coasa, e buchetul de flori. Și moartea, mormântarea, e o nuntă. La mine, în Transilvania, cel puțin, așa este. Și dacă mergi la mine pe la Beclean, pe Someș, pe acolo, seara și la o fereastră vezi lumină și auzi râsete, acolo e mortul pe masă. E mortul pe masă. Se joacă cărți și se bea porincă, zicem noi românii, mai pe ungurește palincă. Și deci, noi români avem un concept că nu insistăm pe asta. Domn profesor, dacă e atât de frumoasă fata asta, de ce vă tot rugați, vă mai dați 10 ani până s-o întâlniți? Stau așa și mă întreb că... Poate să mai coace. Sunt un pic intrigată, oarecum. Poate să mai coace. E prea crudel. Să rămână, e bine. Domn profesor, am de ales. Da, îmi spuneți ce doreți să spun. Două lucruri aș vrea să vă mai spun. În acest moment, un studiu, după un studiu Gallup, aceste experiențe de moarte iminentă în Statele Unite au fost relatate de 11 milioane de oameni, iar în comunitatea europeană de 24 de milioane de oameni. Așa că lecția pe care eu am învățat-o din această cercetare a fost să nu mă mai îndrept foarte mult către bunurile materiale, ci către evoluția spirituală. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult invitațiilor noștri. Vă mulțumim tuturor că ați participat la acest eveniment. Campania noastră Te așteptăm în librărie se desfășoară în continuare până pe 1 noiembrie. Puteți fi la curent cu evenimentele legate de această campanie accesând site-ul nostru www.editura-herald.ro și pe pagina noastră de Facebook, bineînțeles, și bineînțeles în librării ne puteți găsi cu cele 30 de titluri care sunt implicate în această campanie. Și dacă doriți, domnul profesor Mofârț va da autografe în continuare. Punct important, autografe! Mulțumim încă o dată și vă dorim o seară frumoasă!